Părerea și-a dat seama că este un județ al PSD-ului și un județ care îl dorește pe Victor Ponta președinte. Liderul PNL, Klaus Iohannis, l-a acuzat astăzi pe premierul Victor Ponta că urmărește fraudarea alegerilor și a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului. Da, e un drept democratic al opoziției, sigur. Dumnealor pot să analizeze, să gândească orice despre actele normative pe care le emite guvernul. Au această posibilitate parlamentară legală să depună moțiuni de cenzură, însă moțiunile de cenzură n-au nicio șansă, având în vedere majoritatea care există acum în Parlament. Dar, evident, trebuie să facă și un exercițiu, pentru că este, dacă vreți, unul din principalele instrumente ale opoziției în perioadele de opoziție, și anume inițierea unor moțiuni simple sau o moțiuni de cenzură. Bun, și revenind la discuția legii migrației. Am văzut astăzi au participat la congresul dumneavoastră și primari PNL. Au fost invitați, au venit de bunăvoie, au fost constrânși? Nu, repet încă o dată, acea ordonanță a dat libertate. Nu cred că a constrâns pe nimeni. Eu, dimpotrivă, am văzut niște declarații de trecere de la actuala opoziție, de la PNL, de la PDL spre alte partide, și dumnealor se exprimeau că n-au avut nicio discuție cu conducerea PSD-ului sau cu conducerea UNPR-ului sau cu conducerea PC-ului. Deci este libertatea de acțiune a aleșilor locali, fie consilierii, consilier local, fie consilieri județeni sau primari. Deci, din acest punct de vedere, participarea a fost, dacă vreți, opțiunea lor personală. Nu cunosc sincer să fi fost presiuni. Probabil că discuții au fost ca să anunțe că vin spre Partidul Social Democrat sau spre alte partide. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur, am văzut și eu prezența unor primari de la partidele din opoziție. Este un lucru care ține, repet, de opțiunea lor personală și de analizele lor politice personale. Opoziția a acuzat faptul că ați făcut calcule tehnice pe hârtie atunci când s-a dat această ordonanță a legii migrației, astfel încât să avantajeze, evident, candidatul dumneavoastră. Încă o dată s-a explicat, a trebuit să lase libertatea de acțiune. Sigur că primarii sunt cei care, și consilierii sunt cei care analizează foarte bine. Această libertate a fost dată pentru a analiza încă o dată majoritățile care se există în consiliile locale, pentru a da posibilitatea primarilor, dacă n-au putut să-și realizeze programul pe care dumnealor îl aveau și cu care a ieșit în fața electoratului, și sigur că în funcție de aceste lucruri au făcut sau n-au făcut opțiunea. Deci nu, toate aceste lucruri, vă repet, nu sunt prevăzute ca o obligație în ordonanță. Vreau să vă spun că mai mult unii primari aveau alte opțiuni, dar nu puteau să își ducă la îndeplinirea acele opțiuni pentru că erau legați din punct de vedere al legislației. Și atunci a lăsat această libertate. De ce să facă un primar campanie electorală pentru o altă formațiune politică când el are formațiunea politică pe listele care a candidat? Mai mult, dacă vreți, se stabilește și o realitate, și anume toată lumea știe pe ce poate conta. Altfel, cei din opoziție care se plâng atât de mult putea să conteze pe niște oameni și să aibă niște surprize la alegerile prezidențiale. Repet, cred că prin această ordonanță se aduce foarte clar o clarificare a opțiunilor politice a fiecăruia. Totodată știm că, iată, candidatul acela, Klaus Iohannis, a depus o plângere la DNA, iar DNA a început urmărirea penală în rem pentru abuz în serviciu în cazul ordonanței de urgență privind migrația aleșilor locali. Le puteți explica al spectatorilor ce înseamnă acest lucru? Adică cei care au trecut
acum și-au exprimat intenția, au părăsit un partid, au trecut acolo, bun, li se întâmplă ceva, urmează să fie urmăriți penal. Nu cunosc efectiv conținutul plângerii penale, vom vedea când se va publica. Sigur, n-am nici pregătirea juridică să analizez care vor fi consecințele. E un drept al celor din opoziție, repet încă o dată, sigur și... Deci uitați ce reclamă Iohannis, faptul că, citez, au fost aduse vătămări prin Ordonanța de Urgență 55/2014 tuturor candidaților la alegerile prezidențiale și, în general, interesului public care vizează desfășurarea alegerilor în condiții de egalitate de șanse și de legalitate. Documentul citează articolul 297 aliniatul 1 din Codul Penal, potrivit căruia constituie abuz în serviciu, citesc, fapta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau persoane juridice. În fapt, în cursul lunii august 2014, numitul Dragnea Liviu Nicolae a inițiat adoptarea unei ordonanțe de urgență. Procedura inițiată de numitul Dragnea s-a finalizat cu adoptarea OUG numărul 55/2014, care permite primarilor și consilierilor să-și schimbe partidul fără a-și pierde mandatul, deschizând astfel posibilitatea racolărilor politice. Consilierii locali, primari și șefii consiliilor județene au astfel la dispoziție 45 de zile pentru a-și exprima în scris opțiunea, stați să citim tot, pentru un partid politic, o organizație a minorităților naționale sau să devină independenți fără să-și pierdă mandatul. Ordonanța de urgență inițiată de numitul Nicolae are ca unic scop sprijinirea intereselor de grup în lipsa unei urgențe reale și este de natură a afecta procesul electoral, fiind de natură să conducă la susținerea unui anume candidat. Am încheiat citatul. Bun, eu din câte înțeleg acum din ce a prezentat, este legat de faptul că nu era nevoie de ordonanță de urgență în această perioadă, că acele lucruri nu erau urgente. Bun, sunt instituții abilitate al statului, eu n-aș putea să fac un comentariu, să fac o analiză care o să se pronunțe. Deci, dacă este făcută această sesizare către DNA, sunt absolut convins că DNA-ul va efectua verificările care se impun conform prevederilor actelor normative în vigoare și va da o soluție. Există și soluția de neîncepere a urmăririi penale. Deci, ca să ne înțelegem foarte exact. Deci, din punctul ăsta de vedere, există și această posibilitate. Dreptul este, repet, al celor din opoziție, e un drept democratic și l-a câștigat de-a lungul timpului, se sesizeze instituțiile statului. Instituțiile statului, sigur, sunt obligate să analizeze și să rezolve aceste sesizări. Bun. Aș dori să discutăm și despre un alt candidat la președinția României, Călin Popescu-Tăriceanu, care, iată, a venit cu altă propunere, aceea a suspendării. A treia suspendare a lui Traian Băsescu. Am văzut că dumneavoastră socialdemocrații încă nu ați luat o decizie în acest sens. Pe de altă parte, opoziția reclamă faptul că, iată, a treia suspendare l-ar avantaja pe Călin Popescu-Tăriceanu și l-ar scoate din curse pe Klaus Iohannis. Da. Din nou, teoria conspirațiilor, înțelegere între Victor Ponta, Tăriceanu. Am văzut toate aceste analize care s-au făcut, am văzut și diverse poziții și sigur că nici eu nu mă pot pronunța pentru că această decizie de suspendare n-a fost discutată în cadrul PSD-ului, deci eu nu pot să emit acum niciun punct de vedere. Ea va fi analizată în cadrul PSD-ului, va fi analizată în cadrul grupului parlamentar și atunci, evident că vom decide dacă vom susține această suspendare a președintelui sau nu vom susține această suspendare a președintelui. Este, dacă vreți, o idee a domnului Tăriceanu, care este candidatul PLR-ului la prezidențiale. Nu cunosc alte amănunte. Ele au fost, sigur, această idee a fost discutată de analiști politici, a fost discutată de ziariști, a fost discutată la diverse posturi de televiziune, avantaje, dezavantaje și așa mai departe. Ce pot eu să spun? Cert că în grupul nostru parlamentar nu s-a discutat despre această idee de suspendare a președintelui Traian Băsescu.
Bun, aș vrea să discutăm și un subiect național, dat fiind faptul că, iată, dumneavoastră reprezentați și corșenii, sunteți de profesie și economist. Vreau să le explicați telespectatorilor noștri cum influențează această decizie a Rusiei de reducere cu 5% a gazelor, fără să anunțe, ce înseamnă pentru populație, ce înseamnă, evident, pentru agenții economici, cum ne afectează pe noi toți, pentru că am urmărit, declarația Ministrului Energiei, Ministrului Delegat pentru energie, sigur, dumnealor au toate analizele, probabil se și așteptau la o asemenea decizie și am văzut foarte clar că ministrul a declarat în mod cert că nu vom avea probleme din punct de vedere al gazelor, al consumului de gaze, nu vor avea probleme nici agenții economici, nici populația în perioada următoare. Dumnealor este... Domnul ministru este Asta înseamnă că nu se vor tăia, da? Înseamnă să nu există probleme, dar prețul, haideți să vorbim și de nu, preț. Nu, a spus-o foarte clar, din punctul ăsta de vedere, păi dacă există rezerve de gaze, depozit de gaze, înseamnă că prețul nu se modifică, pentru că prețul importului din Rusia este mai mare decât prețul gazelor produse în intern. Deci, din punctul ăsta de vedere, am văzut că nu s-a făcut niciun fel de declarație. Singura declarație făcută și susținută este aceea că nu va fi niciun risc pentru consumul populației de gaze. Deci, dumneavoastră dați asigurări că nu... Nu, eu ministru energiei, eu îl citesc pe ministru energiei, dumnealui are toate datele, are toate informațiile, cunoaște toate problemele, așa încât nu e niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Eu am obligația să-l cred pe ministrul energiei pentru că n-am date mult mai concrete și cred pentru că sunt absolut convins că dumneavoastră au făcut diverse analize, au luat în calcul și acest scenariu. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că i-a prins cumva nepregătiți. Am înțeles că informat și Uniunea Europeană, deci există toate datele ca populația și agenții economici să nu suferă în perioada următoare. Bun, o să citim și mesaje de la telespectatori. Ce părere are domnul profesor despre... O secundă. Vă rog să ne trimiteți doar mesaje și să nu ne sunați. Ce părere are domnul profesor despre studenții fără BAC? Mulțumesc! Bun, e o prevedere legală, e o posibilitate a celor care nu au luat BAC-ul să facă pregătirile necesare, au această posibilitate timp de un an de zile și evident urmarea pregătirilor să susțină examenul de BAC și să poată să continue studiile superioare. E o decizie, repet încă o dată, e o decizie a guvernului. Cât timp au la dispoziție acești copii să... Păi, fac pregătire un an de zile. Deci au... Dacă nu se mobilizează, vor pierde acești bani. Nu? Nu, nu. Păi, deja, deja sunt pregătite, dacă vreți, unitățile de învățământ unde să se facă pregătirile pentru acești elevi care să susțină examenul de BAC. Deci, din punctul ăsta de vedere, toate lucrurile, ca urmare a ordonanței care a modificat legea învățământului, sunt pregătite. Altcineva spune așa, păcat de domnul Iohannis, că are oameni slab pregătiți în jurul dumnealui. Da. Bun, este părerea telespectatorului, probabil că dumnealui a analizat aceste lucruri, a văzut care este staful de campanie electorală, care este pregătirea oamenilor din staful domniei sale. Deci eu nu pot să fac alte comentarii, decât să spun că de aceeași părere sunt și eu că staful de campanie electorală și chiar candidatul este mult mai slab decât candidatul nostru la prezidențiale. Uitați, un alt telespectator ne spune așa, bine ar fi ca toți candidații care vor voturi de la Gorjeni să vină și cu o gloată de investitori după ei, astfel încât șomajul să nu mai fie atât de mare în județul nostru.
Da, e o idee, vreau să vă spun că au început să se deschidă investițiile, sigur o să spună toată lumea, sunt investiții de consum, adică unitățile de desfacere care au fost construite în această perioadă în municipiul Târgu Jiu și care vor crea locuri de muncă. Sigur că vor fi deschise și alte investiții, centura, stadionul, sala sporturilor, vor mai fi semnate săptămâna viitoare alte proiecte la nivelul județului Gorj prin vizita pe care o va face domnul prim-ministru Ponta cu o serie întreagă de miniștri. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că o să înceapă să apară locuri și investiții, locuri de muncă și investiții și în județul Gorj. Sau investiții și locuri de muncă și în județul Gorj. Altcineva dorește să vă întrebe pe cine vedeți dumneavoastră, ce tandem vede invitatul în studio, în turul 2? Domnul, sigur, eu pot să fiu, dacă vreți, sau să-mi spun o părere ca, bazându-mă pe experiența anilor anteriori sau alegerilor prezidențiale anterioare, și anume aceea că un candidat dacă are în spate o forță politică puternică, sigur că poate să ajungă în turul 2. Deci întotdeauna candidatul PSD-ului a ajuns în turul 2, fără niciun fel de problemă, pentru că este o formațiune foarte puternică, mai ales acum Uniunea Social-Democrată, incluzând și celelalte două partide. Iar din pe partea dreaptă, sigur, după cunoștințele mele și informațiile pe care le am, după structurile pe care le are ACL-ul în teritoriu, eu cred că turul 2 se va disputa între Victor Ponta și Iohannis. Îl înțeleg pe domnul Popeangă atunci când declară la dumneavoastră în studio că nu ne va afecta această decizie a Rusiei. Totul este politic aici, însă este greu de crezut că lucrurile se vor opri după ce 5%. Bun, eu vreau să spun telespectatorului, din punct de vedere al gazelor, a ieșit ministrul delegat pentru energie care are toate informațiile și a dat aceste asigurări. Eu nu pot să spun altceva decât spun un ministru care coordonează domeniul. Sigur, am văzut și declarația premierului Victor Ponta că din punct de vedere economic România va avea de suferit ca urmare a sancțiunilor pe care le-a impus Uniunea Europeană Rusiei. Trebuie să fim conștienți de acest lucru pentru că, repet, sunt unități economice care au management rusesc în România. România era și o piață de desfacere, Rusia era o piață de desfacere, deci din punctul ăsta de vedere nu trebuie să fim naivi, să nu credem că vor fi consecințe economice, dar din punct de vedere al gazelor, eu nu pot să fac altă afirmație decât să susțin ceea ce a spus ministrul delegat pentru energie. Credeți că va fi o campanie electorală murdară? Întrebare. Va fi o campanie electorală dură. Asta este părerea mea, cu foarte multe atacuri. Deci, din punctul ăsta de vedere, campanie electorală specifică. De data asta, cred că va fi una, dacă vreți, mai dură decât au fost campaniile de până acum, pentru că este, dacă vreți, și pe partea dreaptă, concurența foarte mare. Și atunci fiecare va încerca, dintre candidații, mai ales de pe dreapta, va încerca să obțină cât mai mult. Orgoliile feminine și masculine pe partea dreaptă sunt la un nivel foarte ridicat și ele vor crește în perioada următoare. Altcineva vă transmit așa, să nu uite cei care trec acum la PSD, că la fel s-a întâmplat și când era PDL pe val. Și iată unde a ajuns. Este o analiză a telespectatorului. Eu, sigur, nu sunt surprins de multe, dacă vreți, SMS-uri, de multe comunicări, de multe informații, de multe telefoane pe care le dau telespectatorii și mă bucur că îi preocupă pe foarte mulți politica. Să citească, îi preocupă politica să citească foarte multe analize și
nu este decât un lucru benefic pentru domniile lor în ceea ce privește, dacă vreți, lupta electorală. Vă rog să-l întrebați pe domnul deputat dacă are idei despre manualele de clasa 1 și a 2-a. Am copii și în clasa 1 și în a 2-a. Da, ce idei să am? Vor începe școala clasa 1 și clasa 2-a. Am văzut atâtea comentarii făcute pe posturile de televiziune fără manuale, cu manualele vechi. Pentru că au fost niște probleme în ceea ce privește achiziția, contractarea execuției acestor manuale. Deci este o chestiune clară și eu am nepot în clasa a doua. A văzut și el la televizor și m-a întrebat bunicul eu ce fac cu manualele noi. Asta a fost situația. Și aceasta este situația. Și le vor cumpăra? Nu, băi, deocamdată nu, ele trebuia să fie primite gratuit. Dar dacă nu, au fost niște probleme. E mai greu să apreciez acum dacă va răspunde cineva, pentru că o să existe niște justificări vis-a-vis de data declanșării achizițiilor, de contestații și așa mai mulțumesc departe. Mulțumesc frumos pentru prezența noastră în studioul nostru în această seară. Dragi telespectatori, vă doresc să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ne revedem luni.